deschidem seria lansărilor evenimentelor. La standul editurii Herald, primul eveniment astăzi din prima zi de la Bookfest, 24 mai, valori clasice indiene pentru lumea modernă. Pornim pe calea înțelepciunii hinduse cu prilejul lansării a două, putem spune, capodopere ale culturii, civilizației și tradiției indiene. Upanishad, unul dintre cele mai vechi texte sacre și fundamentul gândirii religioase hinduse, și Bhagavad Gita, textul considerat sacru în India și unul dintre cele mai importante scrieri din literatura vedică. Avem bucuria, pot spune, avem onoarea de a-l avea alături de noi pe excelența sa, Rahul Srivastava, ambasadorul Indiei la București, căruia îi mulțumim foarte mult pe această cale, pentru că și-a făcut timp să vină la acest important eveniment, domnia sa, pentru că mai are un alt eveniment, nu va sta alături de noi până la finalul evenimentului. Madea Xiciuc, profesor universitar, doctor, Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, directorul programului masteral de studii religioase, texte și tradiții. Ovidiu Nedu, lângă mine, cercetător în studiul religiilor și traducător. Ciprian Baciu, masterat, programul de studii religioase, texte și tradiții. Câteva cuvinte în introducere despre cele două cărți, cum spuneam puțin mai devreme, cele două capodopere publicate în colecția Princeps, o colecție de lux din portofoliul editurii Herald. Bhagavad Gita, traducere din sanscrită, introducere, comentarii și note de Sergiu Al George, unul dintre cei mai mari filologi și orientaliști români. Upanishad, prezentul volum, conține traducerea notată și însoțită de studii introductive a 10 Upanishade clasice. Autorul lucrării, traducătorul Ovidiu Nedu, asigură, putem spune, un grad maxim de transparență a traducerii, oferind echivalentele sanscrite ale tuturor cuvintelor sau sintagmelor din versiunea română. În vechime, cel care contempla sensul profund al acestor scrieri sacre atingea puritatea care îi conferea unitatea cu Brahman, Spiritul Suprem, unul și unicul Dumnezeu. Bhagavad Gita este al șaselea cânt al celebrei opere epopei Mahabharata și reprezintă o cuprinzătoare sinteză a spiritualității hinduse și una dintre cele mai importante texte din literatura vedică. Un poem filozofic, după cum știm, care relatează o conversație în versuri între zeitatea centrală hindusă Krishna și războinicul Arjuna, care este reticent să intre în război împotriva propriei familii și a prietenilor. În India, Bhagavad Gita este tratată cu mare venerație, fiind trecută, așa cum spuneam mai devreme, în rândul Upanishadelor. După editarea sa în anul 1809 la Calcuta și traducerea în engleză și diverse limbi moderne indiene, Bhagavad Gita a cunoscut o mare faimă, devenind cartea de căpătâi, putem spune, a fiecărui indian cultivat. Adevărata libertate nu este cea a ascetului care se sufocă în izolare, a celui care desertează de la datorie, ci a celui care și-o verifică în mod eroic în viața care i-a fost folosită de propriile sale fapte, în împlinirea demnă a obligațiilor sale lumești, oricare ar fi ele. Dincolo de conținutul său filozofic, poemul Bhagavad Gita este încărcat de o măreție și de o fascinație ce țin de esența sa dramatică, scria Sergiu Al George. După această introducere, poate o picuț cam lunguță, dar am simțit nevoia să scot în evidență aceste două cărți extrem de importante. Matea, aș vrea să ne prezinți pe scurt aceste cărți și ediția în traducerea lui Sergiu Al George, ce aduce ea nou, și apoi să îi adresăm o întrebare excelenței sale, ambasadorului Indiei la București. Mulțumesc! Your Excellency, distinguished invitați, I will try to speak in English and Romanian as well. Romanian, thank you very much. Thank you. Este un eveniment cu totul aparte, pentru că iată avem două traduceri din limba sanscrită.
un lucru rar în cultura română. Sunt foarte puține texte, sunt texte care, în cazul acesta, au valoare de scriptură, foarte puține texte care se traduc în limba română din original. Așadar, eu felicit editura Herald pentru această îndrăzneață lucrare, care este o lucrare de ani de zile, iată, publicarea a două traduceri, o traducere care onorează numele unui mare orientalist, unui mare indianist român, Sergio Al George. Foarte puțin dintre noi cred că suntem familiarizați cu opera acestui autor român. De altfel, în introducerea la Bhagavad Gita avem această dedicație a lui Sergio Al George, nu făcută tatălui lui, Vasile Al George. Numele complet al lui Sergio Al George este Sergio Anatol Al George, pentru că nu îi plăceau foarte mult Anatol France, erau vorbitori de franceze părinții lui și astfel numele lui complet este Sergio Anatol Al George. Știm că și Institutul de Studii Orientale la noi a portat numele acestui indianist. Așadar, iată, se onorează memoria acestui mare orientalist printr-o traducere înnoită prin felul în care colegul nostru, domnul Ciprian Baciu, a găsit cu cale să îngrijească această ediție. Și sigur vom discuta poate mai mult despre ce concret apare nou în această ediție și care este munca colegului nostru, care este și masterandul nostru, domnul Ciprian Baciu, că îi mulțumesc. Desigur, când vine vorba despre Upanishade, iarăși texte cu valoare nu de scriptură, este vorba despre texte vedice sau post-vedice, avem aici texte vedice foarte vechi, nu? Dintre cele mai vechi scrieri vedice, trei dintre ele, a treia și a patra. Deci, ideea este că nu ne aflăm în fața unor texte oarecare, ci ne aflăm în fața unor texte care toate au valoare de scriptură. Colegul nostru, Ovidiu Cristian Nedu, predă în cadrul programului de studii religioase, texte și tradiții, cursul de hinduism și a predat și sanscrită, să sperăm că se va continua cu predarea limbii sanscrite la noi. Deci, o apariție cu totul excepțională. Și acum, pentru că avem un invitat cu totul aparte, dacă îmi permiteți, îl voi invita în limba engleză pe domnul ambasador să ia cuvântul. Your Excellency, it is a great honor for us to receive you here, and as we know, an ambassador is a representative of the state. He is actually representing, so India is here. As you are here, India is here today, and it is a treasure that in Romanian culture, in our Romanian culture, we have these translations for the first time from Sanskrit. Of course, they are not very recent, but they are improved, and they need these improvements as our scholars in Sanskrit and in Indian culture are improving. And this is an effort, so we are very happy to receive you, and we invite you to deliver your speech. Thank you very much. I think because this is a complicated text, meaning Upanishads and Bhagavad Gita, which takes lives to prepare and master, I thought I'll speak from a written text. Professor Madhya Aksinchu, I hope I got it right. Professor Ovidiu Nedu, Mr. Ciprian Baciu, Mr. Sorin Lukachi, I hope he's here. Okay. He's the company. And the Editora Herald team, and dear guests. Before I start about the text that I will read out something, I would say that Upanishads and Bhagavad Gita is something that Indians grew up with, because I really appreciate that the professor and student, they know Sanskrit. Although I come from India, I don't understand Sanskrit. Most of our language, like Hindi, I speak Hindi, it has originated from Sanskrit. But Sanskrit in any Indian's life is there from day one. Because I can tell you from my context, when I was growing up, I started my schooling in my grandmother's place. And one of the things that I saw was my grandfather and his mother, who was still alive then,
they would get up in the morning, and one of the first things that they would do is start chanting from Bhagavad Gita. So that is how you grew up. And my second experience was when I was again in school, living in another city. In the morning at 5 o'clock, we had a temple nearby. And in the temple at 5 o'clock, just before the break of dawn, they would start Sanskrit shlokas. So this is something which is very close to me. So, and for that matter, maybe it's very close to all the Indians. I was told that maybe I should talk something about the context of Upanishad and Bhagavad Gita, its relevance in the present times. I won't be talking much about Upanishad and Bhagavad Gita because we have expert here, rather two experts who will tell you, maybe we can talk for hours about Bhagavad Gita. And just as Mr. Sorin Lukacs, he introduced about some things about Upanishad and Bhagavad Gita. Both these books, they hold, as I said, immense significance in Indian culture, as they are considered to be the foundational texts of Hindu philosophy and spirituality, which you said. And they provide guidance for a meaningful, purposeful, ethical life and offer a comprehensive understanding of the nature of existence, consciousness and the divine. And in this context, as science develops, because for those who would have a science background, if you have heard of, say, Heisenberg's uncertainty principle, or people would have heard at least about Einstein's theory of relativity, because before all this research happened, people would say that spirituality is something about in the air, something that is not really, does not have any scientific background. And I am very sure that as science progresses, there will be a convergence between spirituality and where science is going, because say 200 years ago, if you told someone that there is something called an atom, or if you said told someone that there is something called an electron, people would not believe that. So talking about spirituality and the relevance that it has to people's life, I think there is some connection somewhere, because for example, those who don't have a background in science, this Heisenberg uncertainty principle, a simple thing that it talks about is the time you start observing a neutron, a very neutrino, a very small particle, it's not there. Meaning, this very small particle is either there or it's not there. It's at the same time. And if this particle, if you divide it into two parts, and they act like twins, and these particles can be in two places, they act like twins, something happens to one, it is reflected on the other one. Without, there's no connection. And this means that there is, as spirituality tells, we as human beings, we bring the concept of time and space. It's not there. There is no concept of time and space. This is something that has been, that is there, we exist. And so this is where all this, the spiritual books, and especially Upanishad and Bhagavad Gita began. Because at some point of time, I think we have lost the connection. Again, a bit of diversion, but many of you might believe or may not believe in palmistry. Okay? So palmistry in the ancient books is not there in Bhagavad Gita or Upanishad, but it's there in the ancient books, religious and spiritual books of India. So palmistry, it happens because you tell, you go to some palmist very renowned, can tell you what is going to happen after 2 years, 4 years, 8 years, 10 years. He can tell you even about your past. We have textbooks from where you can take out some papers and they can tell you what you were earlier, and or they can tell you what has happened in your life earlier. They may not know anything, but it's there. So we don't know how this happens, and that is where disconnect is. When we talk about spirituality, it happens, we know, and it's all written down in all these books, especially books also. But how it happens, we don't know. So that connection is going to happen at some point of time. The principles, maybe you'll talk about that in the context of current times, because Bhagavad Gita, more so Bhagavad Gita and less so Upanishad, they talk about dharma, which is duty. They talk about karma, which is action. They talk about moksha, which is liberation. Again, moksha is something for people who don't know, would say that once your life ends, everything ends. It's not like that, because there are people in India, even presently as we speak, there are people in India who attain
a certain level of spirituality through practice of, say, yoga, and they are able to even decide at what point of time they can leave their physical being. So these are that at some point of time, science will also catch up with that. About the importance of Bhagavad Gita and Upanishads in the present context, I am again reminded of how it influences culture and lives, because there is a connection in how, say, television developed and how Mahabharata, Bhagavad Gita is a part of Mahabharata, how Mahabharata helped that. This happened in the 1990s. We didn't have so much of popularity with, say, of television, and there was a TV serial based on Mahabharata, and that is what brought back, I would say, that joint modernity along with the ancient things, because people were so much attracted, they were not attracted to the television, but they were so much attracted to what Mahabharata was telling, and that is that television in India at least got popularized. The relevance of Bhagavad Gita to contemporary individual lies in its universal teachings and the practical approach to spirituality. Its principles are applicable to people of all ages and backgrounds, and the text provides insights into topics such as stress management, decision making, and maintaining healthy relationships. Professor will tell you, but Bhagavad Gita is based on what Krishna tells Arjun when the battle of Mahabharata is going on. And this is from where all this decision making, because he is at a loss. He is asking his guru, what should I do? And then he chants Bhagavad Gita from where all the modern things that we talk about in management, what we teach in big universities, that is what is there in Bhagavad Gita. So that is where the relevance of the two books lie. I hope at some point of time, we, maybe it happens in a lifetime, that these books will not be sold in, not only be sold in stalls, bookstalls, where you talk about spirituality or religion, but it will be sold in stalls where you have even scientific books. And I hope that this happens, because sooner or later, science will catch up with whatever is written in ancient texts, and at least I can vouch for what is there in India. So thank you all very much for inviting me. I hope this will inspire many of you, even for those who are not very much inspired by spirituality, but by science, maybe inspire you to look into what is there in these books. I would especially like to thank Professor Ovidyu Nedu for taking great efforts in translating, because I know translating a book like this directly from Sanskrit is not an easy job, because learning Sanskrit is not easy, and translating directly from Sanskrit is not easy, because we have had several various famous authors in Romania who translated from German. So it's a huge credit to you that you have translated. And as an embassy, I would like to say that we are always ready to for any kind of support that we can do. I know that there is a in your department, professor comes and he teaches online Sanskrit, but I hope at some point of time we'll be able to get a professor from India either to teach Sanskrit or to teach Hindi in your department. So thank you all very much for joining. Every time there's an event which is related to books, I make it a point to attend, because with time, and I can tell you about this exhibition place, because I was here for some time ago on for some exhibition, the place was full. So it's a tragedy that not many people now try to read books, because we have now the new technology, people want to read on their, or whatever, they want to spend time on social media. But it's a real tragedy that is happening, but so really I appreciate that whatever, whoever has been able to come and attend this event, it's a great feeling always. So every time there's a, as I said, an event related to books, I make sure that I attend. And I'll conclude with just one final thing. In the last 3 years, we have opened some centers in some universities. And the last 3 years, we would have sent across libraries and universities of Romania at least 100,000 books. So we will continue to do that, and we will continue to support such projects. Thank you very much. Îi mulțumim foarte mult excelenței sale, domnul Rahul Srivastava, ambasadorul Indiei la București, pentru aceste cuvinte minunate și pentru scoaterea
în evidență acestor, cum spuneam mai devreme, acestor lucrări, acestor capodopere din tradiția hindusă. Upanishadele reprezintă comoara spirituală și filozofică a tradiției hinduse, iar aceste texte sacre care explorează profunzimea și înțelepciunea milenară a Upanishadelor alcătuiesc una dintre cele mai importante părți ale Vedelor, scripturile hinduse primordiale. Lucrarea de față, pe care iată o aducem astăzi în fața dumneavoastră, abordează întrebări încă vitale despre natura și destinul omenirii și consecințele nerespectării ordinii naturale și a întregului ansamblu. Fiecare Upanishad sau lecție, o putem spune, preia o temă varii de la atingerea fericirii spirituale până la karma și renaștere și în mod colectiv sunt meditații despre viață, moarte și viața de apoi. Esența învățăturilor lor este că adevărul poate fi atins prin credință mai degrabă decât prin gândire și că Spiritul Divin este în fiecare dintre noi. Matea, avem nevoie astăzi, sau mai bine spus, are nevoie omul modern, omul contemporan de aceste scrieri? Cum și de ce ne-am apropiat de ele? Și care este importanța lor? Mulțumesc, Sorin. Your Excellency, I can translate if you... No, it's okay in Romanian, you've already learned Romanian. Better than Sanskrit. Chipigan will read in Sanskrit in a few moments, I hope, and we will have the language heard our meeting. Da, aș dori să, în primul rând, să spun că este un efort redutabil pentru colegul meu, pentru domnul Cristian Medu, Ovidiu, să traducă din limba sanscrită în condițiile în care nu este pentru, practic, a patra oară, nu? Când este reluată această traducere cu îmbunătățiri, spune traducătorul, substanțiale, este un efort de o viață și probabil, după cum ai anunțat deja, va mai urma o ediție. Este o traducere făcută cu mare acribie, este o traducere care mi se adresează într-un limbaj accesibil, actual, este o traducere actuală. Cum mi se adresează? În primul rând, felul în care Ovidiu traduce este extraordinar și veți vedea că reușește să găsească acea terminologie care să nu tragă textul către zone confesionale sau către o terminologie care este îndoielnică. E foarte curată această traducere. Pe de altă parte, fiecare dintre termeni apare în măsura în care este posibil cu transliterare, pe lângă faptul că avem textul în sanscrită, ne oferă pentru mare majoritate a termenilor în interiorul traducerii această transliterare plus note, note substanțiale. Mai mult, fiecare dintre Upanishade, dintre cele 10 Upanishade prezente în acest volum, este însoțită de un preambul care, preambul, menționează cuprinsul cărții într-o manieră critică, nu? Avem și un comentariu cu privire la ce poate să însemne acest conținut din perspectiva noastră astăzi, după ce am trecut, nu? Iată, e vorba de lucrări care s-au scris în primul mileniu, înaintea erei noastre, practic, aproximativ, sigur, nu, datarea este foarte complicată. Însă, de asemenea, la finalul acestui preambul, Ovidiu ne dă măsura lucrului lui, spunând care sunt edițiile folosite, sigur, ediția sanscrită citată și tradusă, edițiile în sanscrită consultate și veți vedea că sunt multe și edițiile în alte limbi consultate pentru conformitatea traducerii și sigur pentru înțelesurile speciale ale acestor cărți. Mai mult, o mențiune pe care am apreciat-o, am văzut că Ovidiu menționează de fiecare dată că ai pus preț pe comentariul lui Adi Shankaracharya, care am înțeles că a avut un cuvânt covârșitor pentru alegerea unui mod de a traduce sau de a interpreta, nu arare ori, lucru de asemenea, cred eu, extraordinar în cultura română. Spun din nou acest lucru, pentru noi, India, cultura indiană, spiritualitatea indiană, reprezintă și a reprezentat întotdeauna o comoară din care ne-am adăpat. Este aici și colegul nostru, iată, Alexandru Zanfir, de la Limba și Literatura Romanii, our colleague from the Romani language.
Roma language and our German language. He's our colleague. He came with this. Mulțumesc, Alexandru. Așadar, iată, nu numai pentru cei care studiază religie, ci și pentru cei care sunt pasionați să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat a trăi nobil. Fiindcă aceste texte, vom vedea, nu, când ne va prezenta Ovidiu, Upanishadele nu se adresează nouă pe un palier confesional și nu se adresează neapărat pe un palier spiritual, ci ni se adresează pe un palier care ține de cunoaștere și înțelegere înaltă, în plan uman. Iar această cunoaștere se referă deopotrivă la lume, la trup, la suflet, într-o manieră, vom vedea, foarte riguroasă, explicită și greu de încadrat în manieră, sistematică, nu? Nu putem spune că este filozofie, nu putem spune că este neapărat religie, nu putem spune că este neapărat, știu eu, o cunoaștere de un tip sau altul. Așadar, o lucrare cu totul excepțională și din care, sigur, putem să întrevedem rădăcinile a tot ceea ce urmează și este semnificativ pentru noi atunci când vorbim despre spiritualitate indiană, cultură indiană. Ne aflăm la rădăcina a ceea ce poate să ajungă la noi pe această linie. Mulțumesc foarte mult! Da, îi mulțumim încă o dată excelenței sale pentru că a fost alături de noi și ne continuăm discuțiile. Ovidiu, de ce este încă actuală filozofia? Deși n-aș spune, mai devreme a menționat foarte bine Matea, nu puteți spune nici religie, nici filozofie, să-i spunem sistem de gândire, Advaita Vedanta, de ce este încă actuală și care din cele 10 texte l-ai simțit cumva mai aproape de suflet, dacă a existat o astfel de rezonanță cu unul dintre cele 10 texte. Vreau să încep cu o doua întrebare. Primul text pe care l-am, nici aș spune că l-am tradus propriu-zis, fiindcă l-am luat în sanscrită și am încercat să lucidez cum e construcția propoziției, a fost Mandukya, care, mă rog, are 12 versete, sau, mă rog, 12 paragrafe, e foarte lejer oarecum. Nu știu, am dat cred că de atunci 20-30 de versiuni ale Mandukyei. Nu știam, propriu-zis, gramatică. Atunci încercam să înțeleg de ce... Am trebuit să mă gândesc atunci în engleză și trebuie să ascult și încercam să înțeleg de ce să faci ceva. Ulterior, mă rog, am continuat toate textele așa, deci nu, nici nu știu dacă se poate numic, am tradus, dar am învățat în oglindă. Am deprins, adică, mă rog, construcția frazală sanscrită, comparând traducerile cu textul sanscrit. De-aia spune că abia acum, la această a patra ediție, se poate nimic decât traducere din sanscrită, fiindcă acum am avut și curajul să contest anumite traduceri. Am interesat să văd de ce s-a tradus ceva prin ceva. Cam asta a fost demersul. Partea rea e că nu e direct, sau mă rog, nu e printr-o confruntare absolut directă cu sanscrită. Partea bună e că totuși e printr-o confruntare, fie ea și ajutată cu sanscrita. Deci Mandukya nu este oarecum, nu știu, rămâne în memorie. Iarna 98, cred că, când eram la țară și când am terminat prima versiune a textului. Cu ideile, nu știu acum ce măsură rezonez eu, dar textul, nu știu, o să țin minte mereu. Care e principala idee pe care o transmit Upanishadele? Eu aș spune că unitatea. E unitatea realității. Și asta este și ideea care oricum nu e validă. Upanishadele reprezintă, practic, un mod de a interpreta unitatea realității. Anterior, în perioada vedică, unitatea era interpretată funcțional. Era, practic, o unitate cosmologică de funcționarea naturii într-un stil armonios, într-un ritm armonios și unitar. Tocmai de asta, în perioada vedică, se punea în prim plan conceptul de rita, de destin, de mers al lucrurilor. Rita vine la un verb rit care înseamnă că se poate merge. E participul trecut pasiv al urmii. Deci mers, curs, derulare, mă rog. Înseamnă un puțin chiu, nu? Din taoism.
După aceea sunt mult mai îndrăzneți, chiar excesiv de îndrăzneți. Ele spun doar că lucrurile funcționează într-o unitate, într-o ordine organică, a spune. Ele spun că chiar în mod substanțial lucrurile sunt la. Și asta eu spun că este principalul raport, faptul că interpretează unitatea experienței într-un mod extrem. Pe de altă parte, filosofia lor, chit că este oarecum, nu știu, considerată filosofia oficială a hinduismului, începe să cam apună în evul mediu. În evul mediu deja încep să apară școlile vedante calificate, unde oarecum unitatea există mult mai nuanțat. Însă, indiferent de ce s-a întâmplat, vedanta reprezintă cea mai, nu știu, cea mai radicală filmare a unității universale. Eu spune că asta e principalul mesaj. Faptul că în ultima esență este mult. Totul e mult. Ce ideal spiritual comun cu alte tradiții spirituale, cu alte religii, e de găsit în Upanishade? Și cum diferă totuși idealul religios din Upanishade de celelalte religii? Ce ar fi comun ar fi faptul că ca în majoritatea religiilor și Upanishadele se raportează foarte negativ la ego, la individuație. Practic, de ce tuturor întregului rău este condiția individuală limitată a persoanei. Deci, din punctul ăsta de vedere, găsim o idee comună. Pe de altă parte, ce este diferit de restul religiilor este faptul că Upanishadele nu încearcă propriu-zis să salveze omul, ci încearcă să salveze universul de om. Sau încearcă să salveze realitatea de om, prin natura lui nu poate fi decât individual și în ce căzut. Și, prin urmare, nu prea ai ce să salvezi din om. Poți cel mult să salvezi omul de om sau realitatea de om. Omul ca un fel de, cum explicam o dată la curs, ca un fel de bubă a realității. Prin urmare, ce poți să faci este să scăpi de acea bubă, efectiv. Deci, ele se raportează într-un mod extrem de peiorativ la individual și la individuație. Nu vor să cureți omul de păcat, ci vor să cureți realitatea de om. Deci, a spune că e un ideal foarte radical, ce anume să spune doar gnosticismul sau sufismul sau mai întrebat să apropie un ideal radical. În rest, idealul spiritual este de obicei individual, este de obicei personalist. Înțeleg, persoana nu tot formă purificată. Aici persoana era în întregime și trebuie pur și simplu stripată. Mulțumim, Ovidiu. Ciprian, deși am mai pus această întrebare, dar e bine să avem câte o perspectivă a fiecărui invitat. Care este relevanța acestor texte sacre pentru omul contemporan? O să mă refer la Bhagavad Gita, că asta am studiat mai mult. În primul rând, Bhagavad Gita este un text dedicat, sau este o învățătură transmisă de Krishna, lui Arjuna, Krishna fiind considerat avatar al lui Vishnu, adică întruparea Spiritului Suprem, iar Arjuna era un prinț, deci era, prin esență, un om implicat în acțiune și în viață, în lume, nu era un ascet sau un pusnic. Deci, cred că relevanța textului pentru omul contemporan este extrem de mare, pentru că majoritatea omilor din ziua de astăzi sunt oameni activi implicați în viața de zi cu zi. Nu sunt, foarte puțini sunt dedicați contemplației sau sunt pusnici. Deci, și prin urmare, ideea fundamentală din Bhagavad Gita, sau ce e specific acestui text, este că îndeamnă omul să nu renunțe la acțiune, la luptă, ci să-și realizeze idealul spiritual sau eliberarea prin luptă, prin acțiune. Iar metoda este de a nu căuta, de a nu fi legat de fructul acțiunii, ci de a săvârși faptele ca pe o datorie total dezinteresat. Fără a urmări un rezultat anume, ci pur și simplu ca pe o datorie, ca pe o împlinire a menirii personale a fiecărui. Cam asta cred că ar fi cel mai important, sau relevanța textului, sau ce aduce textul foarte important pentru omul din ziua de astăzi. Tu ai și o surpriză pentru noi, așa? Un Ciprian mi-a pregătit un pasaj în sanscrită. Da,
pe care l-a ales el? Am zis să încercăm să dăm viață puțin textului. Nu, normal, acest text, cum a spus și domnul ambasador, e un text sacru, se încantează, în mod normal. Nu mă pricep la cântat, dar o să încerc să-l citesc cam cum s-ar citi el, în mod normal, în temple, în rituală, chiar și în casele oamenilor. Se întâmplă lucrul ăsta. Am ales ultimele patru versuri din capitolul al 13-lea. O să vă explic după aia și ce spune. Și are relevanță și ce spune vis-a-vis de omul contemporan. Anadidvang nirgunadvat paramatma yam avyayaha sharira thopikam teya nakaroti nalipyate yatha sarvagatam sakshmyadakasham nopalipyate sarvatravasthito dehe tathatma nopalipyate yatha prakashayatyeka kristam lokam imam ravihi kshetram 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 Kshetri Kshetram Kshetri Tata Krishnam Prakashayati Bharatam Kshetra Kshetra Gnyayorevam Mantaram Jnana Chakshusham Bhuta Prakriti Moksham Cha Ye Viduryanti Te Param. Cam acest. M-am emoționat puțin. Mulțumim foarte mult și Aria. Da, ar trebui, aș vrea să vă spun așa câteva cuvinte despre ce am citit. Spune așa, cei care prin ochiul cunoașterii au văzut astfel deosebirea dintre câmp și cunoscătorul câmpului, precum și eliberarea ființelor de natură, ajung la cel suprem. Aici este vorba de deosebirea de a distinge spiritul de natură, practic de a distinge, de a avea discernământ. Este calitatea sau virtutea esențială în calea de realizare spirituală. Iar apoi spune că, o să citesc de aici, spune, precum eterul omniprezent nu este întinat din cauza subtilității sale, așa și sinele care se lășuiește pretutindeni în trup nu este întinat. Precum soarele luminează singur întreaga lume, tot așa și stăpânul câmpului luminează întregul câmp, o Bharata. Aici câmpul se referă la, se poate referi la lumea exterioară, la univers, dar se referă aici în mod special și la trup. Deci cum ar veni, spiritul luminează trupul precum soarele luminează universul. Și apropo de, nu știu dacă știți ce se petrece în Bhagavad Gita, dar vis-a-vis de înțelesul alegoric sau de semnificația alegorică a textului care reiese mai ales din acest pasaj, avem aici, practic e descrisă, e o discuție pe câmpul de luptă, înainte sunt două armate așezate față în față care urmează să lupte, iar eroul principal, Arjuna, îi cere conducătorului de car, care era Krishna, care în acest context este de fapt maestrul lui spiritual, Krishna, să-l ducă cu carul în fața, pe terenul dintre cele două armate, iar practic Arjuna este eroul care se luptă, el este un arcaș excepțional, iar Krishna este conducătorul lui de car, dar el nu se angajează în luptă, nu luptă. Și semnificația alegorică, și am înțeles că există și în Upanishade, se face referire, cred că în Katha Upanishad, vis-a-vis de această semnificație, carul reprezintă corpul omului. Caii, cei cinci cai care trag carul sunt cele cinci simțuri, iar hățurile care controlează caii ar fi mintea care controlează simțurile,
Terenul de luptă, terenul de bătălie este lumea în care, domeniul acțiunii, iar cel care stă în car și se luptă este sufletul omului, iar cel care conduce carul este spiritul, dar care nu este implicat în acțiune și, cum spune și textul, el, deși este în corp, el nu e amestecat cu corpul, nu e întinat de legătura cu corpul. El este transcendent, etern. Mulțumim, Ciprian. Madea, o întrebare mai atipică. Se spune că Mahatma Gandhi memorase o parte din capitolul 2 din Upanishade, cel care prezintă principalele căi și metode de a atinge o conduită perfectă în timpul vieții și chiar eliberarea spirituală ultimă. După cum știm cu toții, campania lui Mahatma Gandhi, bazată pe pace și pe non-violență, a dus în cele din urmă la dobândirea independenței Indiei. Dacă și noi, oamenii contemporani, medităm asupra versetelor din Bhagavad Gita, care se potrivesc, cum spunea Ciprian, cu nevoile noastre cotidiene, cu nevoile noastre zilnice, oare putem obține astfel de efecte? Pentru că până la urmă faptele atestă că Mahatma Gandhi nu era chiar un visător. Da, Sorin, îți mulțumesc, te gândești la atingerea unei desăvârșiri, a unei păci, fie ea în lumea exterioară trupului nostru, fie în interior. Sigur, Mahatma Gandhi, și mă bucur că l-ai adus în discuție, nu? Este o personalitate care a reușit prin pace. După cum se spune în Vechiul Testament, de exemplu, despre Solomon, nu? Care a fost un rege al păcii și nu s-a remarcat prin războaie și prin înfrângeri sângeroase, ci a rămas un mare rege, fiindcă în timpul domniei nu a fost pace, este ceva atipic. La fel a făcut Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, într-adevăr, are o viață ascetică și nu este un visător. Este un om care chiar a crezut și a avut această rigoare și asceză în a-și duce până la capăt. Vedeți, crezul nu doar pentru el, ci pentru toată țara. Ei bine, în Bhagavad Gita, pe lângă faptul că avem de-a face cu o ediție despre care n-am apucat să spun, urmând cuvântul domnului ambasador, o ediție excepțională, pentru că, iată, față de edițiile anterioare, de asemenea foarte bune, îngrijite de Lașo Vărel, îmi pare, nu? Avem acum o ediție care are și transliterare, iar Ciprian înțeleg că s-a ocupat foarte atent de redarea, pe de o parte, a textului sanscrit, a transliterării, îngrijirea traducerii, îngrijirea notelor. Este un text mult mai aproape de ceea ce trebuie să fie o carte care are valoare de revelație, nu? De cunoaștere revelată, de scriptură, și mă bucur că și aspectul este din ce în ce mai aproape de ceea ce ar trebui să fie o astfel de carte. A apărut foarte frumos la editura Herald, poate Ciprian întorci cumva deschis cartea să se vadă felul în care se face aranjarea în pagină, grafica este excepțională și se poate citi foarte ușor verset cu verset, aș spune, vers cu vers. Ei bine, revenind la întrebarea lui Sorin, această carte ne propune să ajungem la o înțelegere a noastră, a lumii, a relației cu Divinul, care să ne așeze în pace cu toate, fiindcă Arjuna are această mare problemă. El este între două armate, este într-o descumpănire, cum bine a spus Sergio George, într-o descumpănire, fiindcă dacă luptă, trebuie să-și omoare, nu, învățători, rude. Și atunci preferă, nu, de ce ar câștiga o astfel de luptă când și-ar omorât proprii lui învățători? Mai bine să stea locului. Și aici este lucrul extraordinar pe care îl aduce această carte pentru noi astăzi. Când avem o dilemă, când avem un conflict atât de mare încât nu știm cum să acționăm, decât să acționăm greșit sau să nu acționăm, pentru că putea să cedeze și să plece de pe câmpul de luptă, el cere ajutor. De fapt, îi cere lui Krishna să îl ajute. Moment în care primește învățătură,
Și, paradoxal, în final va lupta, dar nu va lupta cum ar fi luptat înaintea primirii învățăturii, fiindcă atunci ar fi luptat angajat. Fie să câștige, nu? Fie s-ar fi lăsat învins. Nu mai există această angajare, există doar spontaneitatea actului făcut ca devoțiune, adică, nu, cu Krishna, având această legătură în inimă, divinul, nu? A înțeles că nu există moarte, nu? A înțeles că trebuie să facă cu maestrie ceea ce poate să facă cu maestrie și aduce împlinirea lui ca ființă umană și își urmează rostul, restul nu mai contează. Nu noi decidem cine moare, cine nu moare. Nu noi decidem cine trebuie să izbândească, cine nu trebuie să izbândească. Prin urmare, mesajul acestei cărți este unul foarte înalt, de aceea este poate cea mai îndrăgită carte a Indiei. Este citită deopotrivă de oameni care s-au angajat ferm pe o cale a renunțării și de către, mai ales, cum spunea Ciprian, de către cei care nu se află pe o cale a renunțării, ci sunt foarte activi, trebuie să acționeze și prin acțiune ei trebuie să încerce să ajungă la desăvârșire. Ei bine, aceasta este propunerea cărții. Când te afli în dificultate, nu trebuie să-ți încalci principiile, nu trebuie nici să cedezi, să stai locului și să ceri ajutor, iar ajutorul vine. Asta spune această carte și vei ști ce să faci și vei face cu toată inima ceea ce vei face. Deci o carte extraordinară, pe bună dreptate așezată alături de Upanishade, nu? Și se citește ca atare, practic, și perioada în care, în perioadele de redactare sunt întrucâtva aproximative, pentru nici una dintre lucrările de față nu avem o datare exactă. Însă, este vorba despre cărți foarte vechi, cărți considerate revelate, nu primite, nu scrise de către un autor care își expune propria lui doctrină. Îți mulțumesc foarte mult, Zorin, și revin în a spune că este un mare eveniment, pe de o parte traducerea din sanscrită a lui Ovidiu, pe de altă parte gestul atât de frumos de reluare a traducerii lui Sergio Al George într-un format din ce în ce mai frumos și mai aproape de valoarea acestui text. Da, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, Madea! Ovidiu, ce legătură există între Bhagavad Gita și Upanishad? Păi, ce a spus Madea acum, să zic că Gita oarecum coboară mesajul Upanishadelor cu pământ. Idealul Upanishadelor era, cum a spus, profund, radical, anti-uman. Adică, metoda Upanishadului era practic de a anihila omul. Gita, în schimb, se tornă mai realistă din punctul ăsta de vedere. Gita preia metafizica, metafizica unității propusă de Upanishade, dar nu un om putere să se nece pe sine în așa măsură încât să se absorbe cu toată în acea unitate nediferențiată. Așa că Gita pur și simplu își propune să lasă omul așa cum este, numai doar să nu cultive individuație. Așa că lasă omul cu pornirile sale karmice, omul care fie de fapt o manifestare karmică, și propune pur și simplu să trăiască cât mai firesc și cât mai lung și cât mai neimplicat acel vâșivoi karmic care se scurge prin el. Gita pune omul să fie om, fiindcă nu poate scăpa din umanitatea lui, dar să nu-și accentueze prin dorință această umanitate. Lasă, practic, umanitatea să curgă minimal. Într-un sens, să spun, Gita este mult mai realistă, mai umană, sau mai bine, se reușește să reconcilieze umanul cu metafizica monistă propusă de Upanishade. Upanishadele oarecum dau contextul filozofic, dar, din punct de vedere al practicii, chiar și Shankara ar fi avut un eșec major. Mama lui trecea să moară, a fost chemat urgent la mama lui și pentru o inimă a explicat filozofii Vedante. Mama lui, o femeie simplă, n-a priceput o iertă acolo și cum mai rapid Shankara l-a apucat disperarea. Și atunci, în ultimul moment, a compus ca un imn devoțional și mama lui, auzind și, nu știu, recepționând în mod sentimental mesajul unității, a fost eliberată. Povestea asta într-un fel importantă, fiindcă ea e elitist și cât de dificil și cât de nepragmatic este idealul Upanishadelor. Într-un sens este un ideal extrem, extrem, extrem de eroic. Omul care reușește să dezică de sine și reușește să nege pe sine în așa măsură încât
numai rămâne cu nimic din ei și se reabsorbe cu totul în realitatea unică. Ghita se vorbește mult mai pragmatic. Ghita îi propune omul să fie minimal om. Oare Cula spune că calea Ghita este calea din Wu-Wei, e taoist, că mai des ce mai bun asta. Nu Wu-Wei, sau... Dar nu spune Wu-Wei, ceva genul ăsta. Mă rog, deci chestia aia în taoist, acțiune nu acțiune, ceva genul ăsta. Și eu spune că și mindfulness-ul de astăzi, prea idealul Ghitei. Că mindfulness-ul, de fapt, ce ne propune? Nu ne propune să ne dezicem de ceva, ci pur și simplu să lăsăm să curgă ceea ce este deja în noi. Într-un anumit sens, spune că, nu știu, Ghita reușește să apărinte lume. Mesajul Upanishadelor să contextualizeze mult mai bine decât a făcut Upanishadele însăși. De aia eu spune că dacă e să rezonez cu ceva din mesajul spiritual din aceste texte, rezonez mai degrabă cu calea Ghitei. Și mă, nu am studiat-o propriu zis. Nu mai la, nu știu, vezi mai mult la respectiva frecvență. Ciprian, în completarea celor spuse de Ovidiu, cum ne ajută Bhagavad Gita să ne descoperim partea bună din noi înșine? Păi, partea bună. Da, Gita, în primul rând, și în textul pe care am citit mai devreme, punem accent pe discernământ. Și nu va nișa de să pune accent pe discernământ. Discernământ între spirit sau ce e spiritual și non-spirit, adică ce este natură, cum spune, prakriti. Și atunci, din nou conceptul ăsta de bun și rău, dar să spunem în această dualitate ar fi spiritul versus natura, versus prakriti, care este oarbă, este lipsită de viață fără spirit. Și, practic, cum ne ajută, asta e întrebarea, cum ne ajută? Păi prin calea pe care o propune Ghita este calea, le propune toate căile, asta face Ghita, de fapt, face o sinteză a spiritualității indiene, propune toate căile, propune atât calea cunoașterii, cât și calea devoțională, cât și calea acțiunii. Toate cele trei căi sunt, practic, Ghita spune, folosești tot arsenalul de care ai, pe care l-ai la îndemână, ca să poți să discerni realitatea. Deci cam asta, prin cunoaștere și prin devoțiune față de Dumnezeu și prin, da, prin cunoaștere, prin metodele pe care sunt descrise în carte, dar în principal prin cunoaștere, iar prin acțiune, prin această detașare de fructul acțiunii. Deci pe toate planurile trebuie lucrat pe toate planurile. Asta spune Ghita. Are o viziune foarte holistă, dacă pot să spun așa. Da. Și ea, practic, asta, da, e atât de specială, pentru că reușește să unifice cam toate tendințele spiritualității indiene, sau toate școlile. De-aia este apreciată atât de tradiția Vaishnava, cât și de, chiar și de tradiția Shaiva. Există. Binavagupta a scris un comentariu la Bhagavad Gita, deci ea, practic, e la loc de cinste în toate tradițiile indiene. Eu aș zice că, mă rog, aș nuanța puțin răspunsul, aș zice că Ghita nu ne învață să fim mai buni, ci oarecum ne învață cum să minimalizăm rău condiții umane. Adică omul prin natura lui este un produs karmic, o manifestare karmică, nu are ce să fie bun în el. Este o tensiune care s-a încarnat, care s-a manifestat. Ghita ne învață cum să lăsăm să curgă acea tensiune fără a accentua. Să acționăm pentru a consuma karma fără a produce altă karmă prin voliție. Într-un sens, aș spune că Ghita ne învață să trecem mai ușor prin greul care este viața. Adică oarecum, nu știu, caută rău mai mic decât în sens. Da, bine, bun, ceea ce e bun în ființa umană, sau ce ar putea să spunem că e bun, asta am zis că nu e bun. E spiritul. Atman. Adică e aceeași idee ca și în Upanishade. Atman este, de fapt, esența ființei umane, este, de fapt, esența Universului, este Brahman. Adică e aceeași idee și în Bhagavad Gita. Deci dacă e ceva, este spiritul. Care am spus că e ca soarele, face să lumineze totul, dar, de altă parte, deși este în om, în corp, el nu este întinat de corp, nu este amestecat. Și
cer, nu toți acolo se trebuie lucrul ăsta, Tărul Câmpului. Născătorul Câmpului. Tot vine vorba ea. Ce? Dacă dai voie, Sorin, am citit cu atenție traducerea și mă gândisem dacă ar fi să dau o citire, fiindcă știam că Ciprian va citi din Bhagavad Gita și în sanscrită, dacă ar fi să dau citire câteva fraze din traducerea lui Ovidiu, să știți că m-am oprit la Kaivalya Upanishad și m-am oprit la două versuri care, de fapt, ilustrează ceea ce spune Ciprian și ceea ce ne aduce Ciprian ca idee legată de Atman din Bhagavad Gita și le-aș da citire să vedeți cum curge traducerea lui Ovidiu. El însuși este totul, este ceea ce există și ceea ce va fi să existe, este cel etern, cunoscându-l pe el se trece peste moarte, nu există altă cale către eliberare. Doar cel care vede sinele ca stând în toate ființele și pe toate ființele în sine, merge către Supremul Brahman. Aceasta nu se produce datorită altei cauze. Acesta e citatul. Eu zic că se întâlnesc foarte frumos cele două. Tu mai am deschis cartea fix la un citat din Gita care spune așa: cel care vede pe stăpânul, pe Supremul Stăpân Divin sălășluind la fel în toate ființele, nepieritori când acestea pierd, acela este cel care vede. Corespondența dintre ele este extraordinară. Cine a plagiat cantul? Mulțumim foarte mult, dragii noștri, aici se încheie evenimentul, primul eveniment de astăzi, de miercuri, prima zi de la Bookfest, valori clasice indiene pentru lumea modernă. Au fost alături de noi excelența sa Rahul Shrivastava, ambasador Indiei la București, Madea Xinciuc, profesor universitar, doctor la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, directorul programului masterat de studii religioase, texte și tradiții, Ovidiu Nedu, cercetător în studiul religiilor, traducător, Ciprian Baciu, masterant programul de studii religioase, texte și tradiții, Bhagavad Gita și Upanishad în colecția Princeps a editurii Herald. Mulțumim că ați fost alături de noi, le mulțumim și celor care ne urmăresc și vă invităm zilele următoare la următoarele evenimente, vă rog. Aș vrea să vă întreb, că v-am nimerit aici și poate că nu mai am altă ocazie, se aude? Atâta înțelepciune știu că există în credința asta indiană și eu mă întreb de ce vaca este animalul care este atât de sacru, că așa am auzit că dacă se așează o vacă pe șosea, mașina o rămâne pe loc. Deci mă scuzați că v-am prins acum și n-am pe cine să întreb și cred că această întrebare și-o pun mai mulți. Mulțumesc! Uitați, încep eu, dar va continua Ciprian. Sigur, noi trei cu toții am ajuns în India, nu Ovidiu, toți trei, sigur, locuri diferite. Să știți că vitele, vaca în mod special, apare ca animal cu totul excepțional în multe tradiții, inclusiv în iudaism și în creștinism. La origine, la templu, se aduceau drept ofrandă cele mai mari animale, nu viței, adică nu cui curați ai vitelor. Deci cea mai mare ofrandă, cea mai mare jertfă adusă la templul din Ierusalim a fost vițelul. În India, vedeți, există această viziune referitoare la o anume puritate a acestui animal care nu doar ascultă, dar este cel care are o atitudine cu totul excepțională, nu? Este animalul care te conduce, este vehiculul. El te conduce către divin, nu numai prin calitățile lui interne, prin puritate, ci prin faptul că nu, el exprimă deopotrivă devoțiunea. Există, vedeți, foarte multe reprezentări a
ale vacii în foarte multe feluri. Acum noi nu o să putem să stăm, s-a scris enorm despre simbolismul nu vacii sacre și cine este și cum arăta această văcuță, pentru că sunt multe nu tipuri de văcuțe. În sudul Indiei, de exemplu, este văcuța aceea care are și care se spune că din perioada vedică este vaca sacră, care are în spate o mică, nu este o cocoașă, ca o gâlmă în spate, știți? Deci îi vine drept partea din spate a capului, după care urmează această ridicătură și coboară. Ei bine, aceste văcuțe se spune că sunt vacile sacre din vechime și laptele lor se spune că are alte proprietăți decât laptele celorlalte vaci. De aceea, indienii în sudul Indiei le și vopsesc cornițele cu albastru. Ele sunt cu totul excepționale, sunt foarte estetice, sunt foarte frumoase și elegante. Dar înaintea, de exemplu, oricărui altar important dedicat, știu eu, lui Shiva sau dedicat unței cărți sau înaintea unui samadhi, nu? Dacă este vorba despre ceea ce noi am numit mormântul unei ființe eliberate, se află un astfel de, nu, fie este văcuță, nu, de genul feminin, fie este un, nandi, un taur. Nu boboul este acela. În limba română bo înseamnă altceva. Taur. Deci fie văcuța, fie taurul este cel care se află și există această statuetă, nu? Nandi, care stă și care te conduce, de fapt, către ceea ce este important la intrarea unui templu sau înaintea unui altar. Ce înseamnă? Că atunci când vezi acest tăuraș care stă ca și cum nu s-ar apleca până la pământ, ei bine, înseamnă că el te va conduce către locul cel mai important sau către unul din locurile foarte importante din templu. Las pe Ciprian și Matea Pini. Eu o să dau o explicație un pic mai științifică, să zic așa, așa că las pe Ciprian mai trebuie să dau o explicație hindusă și apoi o voi veni cu o perspectivă poate un pic sociologică. Da, în mitologia indiană sunt sacre, nu-i doar vacă sacră, e și taurul, sunt ambii și m-a spus și femeia. Taurul este vehiculul lui Shiva. Fiecare zeitate importantă din panteonul hindus are un vehicul. Asta odată. Iar, da, taurul e și un simbol așa al regalității, al maiestății, să spun așa, ceea ce e foarte important pentru ei. Și știu că și sacrificiul taurului, că era cel mai important sacrificiu, dacă se făcea în vechime. Și din perspectivă socială, vaca a fost foarte importantă pentru indien, pentru simplu fapt că dădea lapte, pentru simplu fapt că și bălegarul de vacă era foarte important, că el făceau focul, adică are foarte mult. E un animal extrem de folositor în cultura lor și da, este atât de apreciat. Dar nu e singurul animal sacru, sunt mai multe animale sacre în cultura, în tradiția indiană. Eu o să vin cu o perspectivă poate ușor mai, nu știu, prea sacră. India, poporul indian de astăzi este un amestec de indo-europeni, trăinau păstori, crescători de vite și are și dravidieni care erau agricultori. Indo-europenii, culturile lor de vite și cai au supus pe dravidieni. Într-un anumit sens, vaca este animalul vital al cuceritorilor. Și dacă ca să înțelegem importanța vacii, gândiți-vă până la faptul că termenul pentru vacă din sanscrită, care este gogau, se regăsește în majoritatea limbilor indo-europenilor, deci cu cow, din limbile, din engleză. Deci, spune că era animalul vital al cuceritorilor. Mulțumim foarte mult! Le mulțumim și partenerilor noștri de la Organic India, care ne-au oferit câte un ceai. Și vă invităm, așa cum am spus, în următoarele zile, la următoarele evenimente pe care le avem aici, la standul editurii Era. Să aveți o seară minunată!